Sensul giratoriu suspendat de la Blejoi, primul de acest fel din România, va fi deschis sâmbătă circulației. Această construcție va ajuta la fluidizarea traficului extrem de aglomerat pe două șosele intens circulate. Construirea acestui sens giratoriu a început în 2013 și trebuia să fie finalizată încă de anul trecut. Lucrările au fost însă paralizate timp de câteva luni din cauza problemelor pe care le-a avut firma de construcții. Valoarea totală a construcției a fost de aproximativ 79 de milioane de lei. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene nerambursabile, iar 3 milioane de lei au fost plătite de Consiliul Județean Prahova. Sensul giratoriu a fost inaugurat în urmă cu mai bine de o lună. Autoritățile locale au făcut prerecepția lucrării în prezența mai multor primari de peste Prut, care au dansat și o horă unirii pe giratoriul suspendat. Pasajul este menit să fluidizeze traficul pe rute foarte circulate, drumul național 1B spre Buzău și drumul județean 102 spre Slănic-Prahova, și totodată deviază și separă fluxurile de trafic general de cel comercial.